În țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, mai puțin de 1 din 5 absolvenți IT sunt fete, ceea ce înseamnă că o parte uriașă a populației globale pierde importante oportunități profesionale. Un număr mai mare de femei în industrie este esențial pentru competitivitatea pe termen lung în Europa și în special în România, unde sectorul IT&C reprezintă 7% din PIB. În spiritul Zilei Internaționale a Femeilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, Microsoft România a organizat un eveniment dedicat tinerelor pasionate de tehnologie. Make what's next. There's a big opportunity ahead of us. It's accelerating very fast and it covers almost any field in the market. The opportunity is not out there, it's not out of Romania, it's here also right now as we speak and we're all inviting you to be part of that opportunity. Întotdeauna suntem rezultatul percepțiilor pe care le creăm și suntem mult prea inteligente, doamnelor, domnișoarelor, suntem mult prea inteligente ca să ne limităm la suprafață. Să te uiți la tehnologie doar din exterior, fără să pătrunzi dincolo de această suprafață, este practic o experiență pe care ți-o refuzi. Fetelor, suntem multe și asta arată sala de aici și mai mult decât atât arată statisticile care spun clar că sunt mai multe femei în România decât bărbați. Așadar, suntem multe, inteligență cât cuprinde. Cred că e cazul să ne implicăm mai mult, astfel încât să schimbăm lucrurile așa cum ne dorim noi și vorbesc aici din perspectiva științelor exacte și a tehnologiei. Această combinație alpină dintre mintea voastră deja structurată și cu această parte feminină poate să schimbe lumea. Și cred că asta e viitor, sincer. Break stereotypes. This is the big thing. To break stereotypes about what women can do in technology, what women can do in business. That's what we're here for. What's happening right now is we see a misrepresentation of the customer, a misrepresentation of the market inside companies. And that's what we're trying to fix. Because if the products and if the services that you're bringing in the market are not made by a diverse group of individuals, then they're not going to be addressing the market the right way, so they're going to be missing an opportunity. Definitely there is an opportunity lost, and we are here to bridge that gap. We do have a diversity initiative. We wouldn't look at it more as a program per se, because it's not a favor we do to somebody. We are always for the best individual. It just happens to be that sometimes, and when we invest right in the hiring process, the individuals are women. And what we see as an outcome of this over the past 3 years, especially in Microsoft Romania, where we raised our diversity from 33% to almost 50-50, we also saw at the same time a very big rise in terms of our business results. So faster revenue growth, better customer satisfaction, and the indexes that we're measuring much higher than the average. So the case is a real business case rather than a diversity case, the way we look at it. We are living in an area of an era of digital connectivity, but at the same time there's abundance of information. So it's very hard to be able to navigate through that information and find the one that's relevant for you. So the big question for me, especially looking at what's going to happen, is relevance. Are we able to deliver information in a relevant way, structured information and unstructured, in a relevant way to younger people and put it at their fingertips, empowering them? At the same time, what we have is, instead of the borders of technology and the borders of markets are rapidly demolishing and opening up. So a young man or a young woman who's currently in Romania and has an idea about a product or a service can actually address the world. And this is significantly different even versus 5 or 10 years ago. This is what we're here to empower, making those ideas, helping those ideas turn into entrepreneurs, into businesses, and actually having a global impact. În ceea ce privește științele exacte, Ministerul Educației a avut anul acesta o inițiativă, în premieră aș putea spune, cu alte cuvinte, în planul cadru pentru gimnaziu, deci clasele 5-8, avem introdusă disciplină obligatorie care nu se cheamă TIC, așa cum eram obișnuiți până acum, e informatică și TIC, deci dăm altă substanță informaticii, vorbim nu doar de competențe digitale, de competențe de siguranță în spațiul cyber, ci de algoritmică, de cod, de coding. România e preponderent rurală, acolo sunt multe fete. E nevoie de politici
publice, transversale, nu care să vină doar din zona educației. Vorbim de zona Ministerului Muncii, vorbim de zona Ministerului Sănătății, Ministerul Economiei, care toate împreună trebuie să stea la aceeași masă și stau la aceeași masă pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât educația să fie un parte a unui puzzle mult mai complex în ceea ce privește copiii din mediul rural, pentru că ei sunt un potențial fantastic. Științele exacte reprezintă o provocare pentru ceea ce va fi să fie. Vorbim de self-driving cars, vorbim de smart living, vorbim de Internet of Things, lucru care acum se întâmplă, dar nu la fel de mult cum se va întâmpla peste câțiva ani, iar fetele, femeile, trebuie să fie cele nu care să trăiască doar viața pe care am descris-o mai devreme, ci să fie parte din ea și să o facă să se întâmple. Așadar, da, e nevoie de implicare în ceea ce privește echilibrul de gen în științele exacte. Noi vrem foarte mult să aducem mediul economic cumva mai aproape de școală. E important ca școala sau elevii să simtă încă din școală că au un rol foarte, foarte important, inclusiv în viața lor după aceasta. Trebuie să simtă că mediul economic dă ceva înapoi, că școala se dezvoltă cu ei, în primul rând, cu cadrele didactice, dar și cu cei care vor beneficia mai apoi de educația lor și de entuziasmul pe care le emană un tânăr proaspăt ieșit de pe băncile școlii. Anul acesta o să derulăm Opening Opportunities pentru al treilea an deja și am văzut cum s-au schimbat aceste numere de la anul întâi la anul al doilea și sperăm că anul al treilea va fi și mai bun. În anul întâi, doar aproximativ 30% dintre cei 2500 de elevi cu care am lucrat erau fete. În anul al doilea, deja am ajuns la 40% dintre ele, un număr ceva mai mare, am lucrat cu peste 2500, aproape 3000 de studenți din 14 localități. Și am văzut cum se schimbă în timp, în același timp, nu doar participarea, dar inclusiv implicarea lor în decizia lor de carieră după ce participă în Opening Opportunities. Și cu foarte multe dintre ele am discutat și am văzut cum își schimbă decizia de carieră dintr-o zonă din aceasta de, nu știu, medicină, economie, drept, comunicare, către zonă de computer science sau, ceva ce mie îmi place din ce în ce mai mult pentru că are legătură cu leadership-ul feminin în zonă, din ce în ce mai mult către management în computer science.